atent. Poți să te așezi cu fundul pe asta de arătat-o acum? Nu. Sau? Nu, nu prea vreau. Nu-mi place să mă cățăr, să de-astea nu-s de mine. Fii atent, o scoatem pe asta, da? Și unde o punem? Aici unde ai gaura asta, de ia uite-te prin gaură. Unde am mâna eu acum? Da, cred că... Și de ce mă țin? De o gaură. Păi aia e singura. Radu, atunci spune-mi tu cum vrei să ne cățărăm. Habar n-am, nu știu, habar n-am. După ce că nu-mi plac înălțimele, să stea să ții pe cineva la mine, să fac și ce nu vreau, n-aveam chef. Nu înțeleg unde, în ce poziție ești, cum stai, dacă noi nu stăm la fel. Sunt pe margine, în capăt, cu fața spre macara. Și eu la fel și stau cu fundul pe amărâta de bară. Păi nu am pe care să stau cu fundul. Auzi, dacă mai te agiți, cobor și nu mai facem nimic. Am țipat de nerv că vedeam că trece timpul și mai pierdem timp. Trebuie să mă auzi, trebuie să facem ceva. Dacă iau bara asta... Care? Asta. Poți să o iei pe aia, da. Și unde o bagi? Poți să o bag aici, în gaura asta? Poți să te ferești? Nu, 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 nu pot să mă ferez, nu. Sunt fix pe ea. Păi te ferești cumva! N-am cum! Cum vrei să mă ferez? După aia, din poziția asta, n-am ce să mai fac. Fii atent, pune-te cu picioarele pe asta. Sunt! Și cu fundul pe asta. Păi n-am cum, n-am de ce să mă țin. Am de mers la concerte, am de făcut treabă. Nu mă risc să stau de la o emisiune sau română să lovesc, să-mi sparg gura pe aici, că de nebun ce sunt. Dacă te pui cu spatele la macara, e o gaură sus de care poți să sprijini mâna. E un blocaj mental, sigur. Și aici încurcă, evident, puțin băiatul.